Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cum vi se pare că merge cu digitalizarea României? Mă rog, cu partea de interacțiune a cetățeanului cu autoritățile statului, cu ghișeele, cu astea. Ghișeu.ro. Da, aia e bună. Foarte bună. Aia a fost o inițiativă, înțeleg, public, un parteneriat public-privat. Și cu, uite, scria recent prietenul nostru, Adi Hădean, că a fost să-și renoiască permisul și că a fost lui de cât de bine a mers treaba cu programare online. Da. Am fost și le-am făcut eu acum 2 luni pașapoarte copiilor și a mers totul ață. Uh-huh. Am făcut buletinul lui Ștefan și a mers totul ca la carte. Deci, încet, încet se mișcă. Doar că nu vin alea mici. Da, alea mici nu vin. Alea mici, tocmai s-au tăiat bugetul pentru am ele. Și... Eu nu cred că mai prindem. Nici eu nu cred că mai prindem. Mi se pare penibil în continuare să te duci pe orice, în orice vamă, aeroport și așa mai departe și tu știi că îi dai un plastic. Da. Și ei dau cu plasticul ăla, știi? Îi fac poză. Da, toți, dar peste tot, inclusiv în Serbia, când am fost la mama, au dat cu plasticul ăla și mă simt atât de prost când știu că ăla e plastic ordinar. Dacă cred că are ceva în el și să o scaneze. Da, are ce are. De vrei că ne merge cap. Deci, într-adevăr, unele lucruri au început să se miște. Ar putea să meargă mai bine decât merge acum. Adică, poate nu știați, dar există în România o așa numită autoritate pentru digitalizarea României. E o instituție mare. A fost înființată în 2020 cu misiunea nobilă de a debirocratiza și moderniza și digitaliza România. Ați auzit? Am auzit. Ea a bătut de la care cea dreaptă Ion. Da. Nu știu că tu te-ai să ocupă și de Ion. Nu, Ion e 100% digitalizat. Nu. Deci, Autoritatea pentru Digitalizarea României, o să-i spunem ADR, se ocupă teoretic, printre altele, de sistemul informatic pentru evidența clinică a secțiilor ATI din țara asta. Trebuia să fie gata în decembrie 2023. Deocată n-avem știri, dar încă nu s-a terminat luna. Se mai ocupă de sistemul informatic pentru registrele de sănătate, termen tot decembrie 2023, de platforma software centralizată pentru identificare digitală. Adică să ne identificăm digital peste tot unde interacționăm cu statul, să nu mai avem probleme, să nu mai umblăm cartonașul. Termen august 2023. S-a picat cu brio. Asta risc să spun că nu e gata. Deci, de sistemul informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă. Termenul de finalizare a fost amânat de 2 ori deja, împins undeva în 2024 și la asta risc să spun că nu. Mai sunt și altele, deci nu pare să meargă prea bine. Oare de ce? Că în fond... Autoritatea aceasta are instituție serioasă, are 296 de angajați. Dita mai da, mare. Vaporul. Poate pentru că din cei 296 de angajați, numai 5 sunt efectiv IT-iști, a descoperit ziarul Libertatea. Nu cred, ce deci au făcut-o ca lumea. Dar sunt o mulțime de șefi, sunt mai mulți șefi oricum decât IT-iști. Sunt acolo pentru că avem... Evident, președinte, 2 vicepreședinți, secretar general, secretar general adjunct, șef la serviciu programe și proiecte, șef la serviciu societate informațională, șef la juridic, șef la management resurse umane, la economic, financiar, administrativ, evident, șef la comunicare, cred că e și un șef la parcul auto, trebuie să fie, dar nu l-a nimerit, plus subordonați normal. Apropo, cei 2 vicepreședinți, deci președintele ia 10.000 de lei bani în mână pe lună. Cei 2 vicepreședinți încasează lunar 15.000 de lei brut, adică 9.000 de lei net. 1.800 de euro. Deci vicele ia cu 1.000 mai puțin decât președintele. Da. Mereu mi-a plăcut ideea de vice. Mi se pare că e ceva mai puțină responsabilitate și te duci spre președinte, adică nu e mare. Și oricum sunt 2 de obicei sau da. Mai mulți și da, adică mai pasezi din... Exact. E da. Greu să cadă pe tine. Exact. Unul dintre acești 2 vicepreședinți este un domn de 23 de anișori. Bravo lui. Care a făcut o facultate de științe politice și este vicepreședintele Tineretului Liberal. Mă rog. Dânsul a fost numit de premierul Nicolae Ciucă în decembrie 2022. De asta a fost numit, că numirile acestea sunt politice, nu sunt pe competențe. Sunt pe bune, acum ne-am născut în Republica Fantastică România. Noul premier, domnul Marcel Ciolacu, a numit și dânsul un vicepreședinte. Al doilea, adică fiecare cu vicepreședintele lui. Uh-huh. Domnul Ciucă un vicepreședinte, domnul Ciolacu al vicepreședinte. De la PSD a venit o tânără de 27 de anișori din Brașov. Vezi, s-au gândit bine, un băiat și o fată. Despre care, da, nu știm prea multe, decât că a prins astfel primul ei loc de muncă. Salariu 9.000 de lei, bani în mână. O să aibă o pensie frumoasă. Da, un bun început. Primul loc de muncă, îți drag. Bună dămăritate. Altfel jos pânăria, că uite, măcar promovează tineri, domnule. Exact. De-aia nu mai prins tu, că ești deja bătrân. Da. IT-știi din această instituție sunt plătiți cam cu 1.000 de euro
bani în mână. Nu cred. Cu tot cu sporuri. Ba da, este cum? În IT este un salariu de mizerie acum. Exact, serio. Asta constată și colegii de la Libertatea care documentează cazul. Adică într-o țară în care IT-știi sunt printre cei mai bine plătiți în economia privată, statul plătește foarte bine vicepreședinții, secretarii general, secretarii general ajung, șefii de serviciu administrativ, dar IT-știi la Autoritatea pentru Digitalizarea României iau un salariu pentru care cred că nu mișcă niciun IT serios din țara asta. Poate sunt niște IT-ști mai mici. Doar da. Fi part-time. În grila salarială a autorității, șoferii sunt mai bine plătiți de pildă decât inginerul de sistem. Tare. Un șofer ia 900 de euro în lei, în lei zic. Bani în mână, iar inginerul de sistem e pe la 700. Așa îi trebuie. Iar IT-știi din... Ce face tată inginerul de sistem? Se ocupă de sisteme. Iar IT-știi din ADR nici măcar nu se ocupă de proiectele pentru digitalizarea României. Ei fac mentenanță la calculatoarele instituției. Adică dacă se strică soliterul... S-a stricat ceva? Da, soliterul, vii, se repară soliterul, face update, tot ce trebuie și gata. Cine cei 5 IT-știi, da. Stai mă puțin, că am crezut că sunt programatori, mă. Nu, sunt IT-știi. Dacă sunt ăștia care repară, că da. Îi dă în... Gata, șefule, hai că ai încercat să-l scoți din priză. Exact. Atunci, da, lasă-i la 1000. Verificați dacă este becul roșu aprins. Da. Este becul roșu aprins? Ești precis da. Că nu intre rupirul? Da. Înseamnă atunci, că e băgat în priză. Da, trebuie să facem o programare pentru o vizită. La ce interior răspundeți? Deci, dacă IT-știi din ARD, din ARDR nu se ocupă de proiectele pentru digitalizarea României, cine se ocupă? Cum se fac proiectele astea mari despre care vorbeam mai devreme? Adică, sistemul informatic pentru evidența clinică a secțiilor ATI, sistemul informatic pentru registrele de sănătate, platforma software centralizată pentru identificare digitală. Ei bine, activitățile acestea sunt externalizate. Ceea ce în sine nu este o idee rea. Adică e ok, da? Doar că apar două întrebări. De ce ai, în acest caz, nevoie de o instituție de stat cu 300 de angajați, președinte, vicepreședinți, cum spuneam, toate alea, nu știu ce, plus o ciurdă de șoferi și servicii auxiliare, dacă tot scopul, întreaga misiune a procesului este externalizată? Adică dat altora să-l pună în practică. De ce mai ai nevoie de 300 de oameni ca să ce? Și doi, după cum observă sursa ziarului Libertatea, cum poate verifica totuși această instituție ce primește de la serviciile externalizate din moment ce nimeni dintre angajați nu se pricepe de fapt la ce ar trebui să verifice? Adică ei nu au pe nimeni specializat să verifice ce fac ăia externalizații, știi? Ai cumpărat să-ți facă nu știu ce software. Ăia ți-aduc software, nu știe cine să verifice. Păi spun eu de ce. Odată că se pot angaja foarte mulți oameni, după cum bine vezi așa. Acolo, dar și doi, nu poți să dai vina pe ei, că nu ei au făcut de fapt... Iată ce declară această sursă. Citez. Cu specialiștii firmei partenere interacționează angajații non-tehnici din ADR, care nu știu ce posibilități există, ce poate să ofere platforma, ce nu poate, cât durează un task. Nu are cine să verifice modificările aduse de firma de mentenanță platformei. Și aici mă refer la specialiști în IT. Totul, fiți atenți la asta, totul se testează cu angajați fără competențe de specialitate. Mai exact, ne dăm cu părerea. Dacă clicurile funcționează, atunci e ok. Nu avem cum să testăm ce se află în spate, în soft, în cod. Am încheiat citatul. Aia a pus vicepreședinți pe tineri, că le merge bine. Aia poți să dea click mai repede. Da. Deci verificarea acestei instituții este la nivelul, bă, luminează, face lumini. Da, merge. Dacă dai click să mișcă, merge mouse-ul. Se mișcă mouse-ul, da. Gata, nene, dă-i banii, că funcționează treaba. Pe cuvânt, deci, bă, uneori, serio, îmi cer scuze, dar am senzația că statul român a intrat pe mâna unor oligofreni în anumite puncte de vedere. Pe cuvântul meu, altă explicație nu există. Oamenii ăștia nu sunt sănătoși cu ești cap. Pe aproape. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.